vulnerability with our allies, to show our commitment and our presence, and to gain more cohesion working with the local nations. Suntem aici pentru a crește interoperabilitatea cu aliații noștri, să le arătăm angajamentul și să lucrăm împreună cu marinele aliate din Marea Neagră. Se știe că în acest moment pentru NATO, această zonă are o mare importanță strategică și vrem să fim gata să lucrăm cu aliații noștri și să desfășurăm mai multe exerciții în comun pentru a crește nivelul de interoperabilitate și să spunem astfel că toată lumea vorbește aceeași limbă, cea operațională. În acest mod vom crește nivelul operațional. Relațiile sunt foarte bune între noi, suntem prieteni și am lucrat foarte bine atât în Bulgaria cât și în România. M-am întâlnit cu autoritățile locale, dar și cu cele militare, am avut ocazia să vorbesc cu ofițeri și maiștri militari, iar feedback-ul pe care l-am primit până acum este foarte bun și suntem bucuroși să fim aici. Sea-Shield este un exercițiu organizat de forțele navale române, iar NATO a fost invitată să participe alături de alte țări aliate și partenere, incluzând aici și o navă ucraineană, iar noi am folosit această oportunitate pentru a ne exersa tacticile, tehnicile și procedurile și a-i pune pe toți să vorbească aceeași limbă, cea operațională. Până acum, aceste obiective au fost îndeplinite. NATO este a defensive alliance and we are not here to provoke anybody. And we also will not expect to be provoked. NATO este o alianță defensivă și nu suntem aici să provocăm pe cineva. Nu ne așteptăm nici să fim provocați. În acest moment avem nave rusești în apropierea noastră, dar nu interacționează cu noi, cu exercițiile noastre. Suntem aici, dar nu provocăm pe nimeni, nu suntem provocați. Suntem aici doar să lucrăm cu aliații și suntem în dreptul apelor naționale românești, să păstrăm Marea Liberă. SNMG-1 a participat la exercițiile BRIS și Sea Shield. Ce urmează în continuare pentru gruparea pe care o comandați? Well, next we will, as I told you, we will leave the Black Sea on the 24th. Vom părăsi Marea Neagră pe 24 iulie, dar suntem pregătiți să revenim oricând aliații vor avea nevoie de noi și în concordanță cu programul de exerciții stabilit pentru anul viitor. Știți deja că este a doua oară când NATO vine în acest an în Marea Neagră. Prima dată a fost gruparea navală Standing NATO Maritime Group 2, o altă grupare a NATO cu navă de suprafață, care a fost aici în martie, dacă nu mă înșel, și a rămas 21 de zile, ca toți ceilalți. Noi suntem al doilea grup care acționăm aici și suntem bucuroși că lucrăm împreună cu aliații noștri. Fregata Francisco de Almeida a fost prima navă portugheză care a făcut o escală în portul Constanța. Vor urma și alte nave portugheze să vină aici? Portugalia este integrată în forța de răspuns a NATO și de fiecare dată când această grupare va fi chemată, vom reveni să vizităm țara dumneavoastră și cred într-adevăr că este prima dată când o navă portugheză ajunge în Marea Neagră. Pe 9 iunie ați preluat la Lisabona comanda grupării Standing NATO Maritime Group 1. Ați afirmat atunci că forțele maritime ale NATO exprimă capacitatea și disponibilitatea. De ce? NATO are misiunea de a fi pregătită de a interveni oriunde și oricând. Rolul meu este să țin această grupare pregătită și să aibă unitățile capabile pentru a îndeplini orice tip de misiune poate fi decisă de superiori. De asemenea, rolul meu este de a primi aceste nave, de a le integra și de a crea oportunități pentru a lucra împreună și a-și crește nivelul de instruire și complexitatea al misiunilor la care pot participa. Aceasta este misiunea mea și pentru asta mă aflu aici acum.